acte de caritate de la cele mai fragede vârste. Asta au învățat astăzi prichindeii de la grădinița Licuriș din Ploiești. Totul a fost organizat sub forma unui târg de jucării, ajuns la cea de-a doua ediție. Evenimentul de astăzi se dorește a fi o constituire a unor obiceiuri specifice Paștelui. În grădinița noastră este o tradiție ca în apropierea acestei sărbători religioase să se organizeze un târg cu vânzarea unor obiecte realizate de copii, cadre didactice, cât și părinți. Mâini scusite au creat exponate, care prin intermediul unei tombole vor fi vândute. Banii strânși în urma acestui eveniment vor aduce bucurie copiilor de la Concordia. Pentru că această sărbătoare este a dăruirii, a bucuriei, a gesturilor frumoase, al sentimentului că nimeni nu trebuie să fie singur, suma rezultată din vânzare va constitui un fond pentru cumpărarea de îmbrăcăminte, rechizite, dulciuri pentru copiii preșcolari de la centrul Concordia. Cei mici au confecționat împreună cu părinții și educatoarele diferite ornamente specifice sărbătorii pascale, coșulețe, ouă desenate sau măști din carton sub formă de iepure. Este un act caritabil, un târg pe care doamna directoare l-a organizat în fiecare an. Este foarte benefic și mă bucur că acești prichindei de la grădinița Licurici au învățat cât de frumos este să dăruiești. Și au muncit cu mult drag, chiar cu mult drag au muncit la aceste minuneții care le-au făcut. Fiecare dintre noi ne uităm la conformul respectiv. Da? Cei mici au fost foarte entuziasmați de ornamentele primite în urma tombolei. Ce ți-a picat ție astăzi la tombă? Mie mi-a picat un mieluț. Îți doreai așa ceva? Da. Și ce ai făcut? Am văzut că ai pus și bani în... Da. Un nou. Și tu ce ai făcut pentru tombole? Ce ai confecționat? Împreună cu părinții, cu doamna? Păi eu l-am confecționat. Dar îți place ce ți-a picat la tombolă? Da. Ce o să faci cu el? Văd eu acasă. Îl pui pe masă, de Paști? Mă joc. Ai câștigat un coș de ouă? Da. Și ce o să faci cu el? O să-l pun pe masă. Pe masa de Paști? Da. Dar tu ce ai confecționat pentru această... La grădi am confecționat un ou. Reprezentanții instituției de învățământ își propun să organizeze astfel de evenimente și în anii următori.